seara și a revenit cu Dana, prof. Alain, cu exerciții de matematică la algebră și geometrie. La a șasea, sigur că da. Așa cum mă spui, adesea. Nu uitați! Share, like! Da? Prietenilor noștri să le spunem acest lucru, să le amintim de fiecare dată. Să le spunem și copiilor ăștia, domn profesor, că a mai apărut un elev online care predă pe matematica pe geam. Asta e. Deci am rămas uimită, l-am căutat, l-am găsit. Da? Și predă, adică îi mulțumește domnului profesor într-un mod special, pentru că a luat bacul cu 9.75 la matematică datorită dumnealui. A învățat doar cu prof online și acum a intrat la matematică la facultate fără taxe și îi mulțumește domnului profesor și la rândul lui scrie pe un geam termopan și le... Nici n-am văzut așa. Vai, știți cum? M-a impresionat. Deci pe geamul acela termopan vă mulțumește. Prof online, vă mulțumesc. Da. Și după aceea șterge și pe asta face o integrală. Deci este fantastic. Fantastic. Vedeți? Și vă mulțumește în mod deosebit și zice cum să intre copiii, cum să vă caute, cum că pot învăța cu dumneavoastră și că el a luat 75 datorită. Ăsta e motivul pentru care vă spun, ori de câte ori, să spunem, ajung la momente de acestea de cumpănă, mi-ncarc bateria și merg mai departe, făcând efortul mașinului. Domnul, nu căsăm în geam, deci am rămas, nu venea a crede. De ce ai scris? Îi mulțumesc profesorului online, în mod special pentru că a venit dumnealui, a luat 9.75 la bacalaureat și a intrat la matematică la facultate, fără taxă, cu așa, și la rândul lui îi explică copiilor de-a 12 de bac niște integrale, niște exerciții, niște... Deci vine în sprijin, exact. Vine în sprijinul meu, da, practic, da. Și așa cum o s-a întâmplat cu primul elev online, care, mă rog, acum 4 ani au pornit pe... În 2011 am pornit, în prima oară, în 2011, în clasa 7-a. Dar vedeți acolo, găduți. La face niște lucruri extraordinare. Și a făcut toată materia, în clasa 7-a era, a făcut toată materia de liceu. Și băiatul ăsta e de... Da. Dar a performat foarte, foarte mult și... Din contrata, ca să știți ce căutați, știți? Și să-l vedeți cum poate pe un geam copii, pe un geam, să explice, să facă. Și să-i mulțumească domnului profesor. Foarte. Hai, Adi, pornește de repede. 19. Stabiliți dacă enunțele următoare sunt adevărate pentru orice numere întregi, pentru câteva numere întregi sau nu sunt adevărate pentru niciun număr întreg. Adică? S-a întâmplat? Stabiliți, cum zic, încă o dată, ce? Stabiliți dacă enunțele următoare sunt adevărate. 19. Stabiliți dacă enunțele sunt adevărate pentru orice număr întreg, pentru câteva numere întregi sau nu sunt adevărate pentru niciun număr întreg. Valoarea absolută a unui număr întreg este negativă. Adică așa, adică mai întâi să vorbim ce înseamnă valoarea absolută. Valoarea absolută. Adică nu ținem cont de semn. Nu ținem cont de semn. Da? Asta vrea spune. Valoarea absolută. Nu interesează. Când zic minus 7, nu mă interesează minusul de față. 7. Da. Da? Când zic 3, 3. Da. Deci, practic, nu țin cont de minusul numărului întreg. Da? De minusul de acolo. Pentru că modulul lui 3 egal cu 3. Iar modulul lui minus 7 egal cu 7. Deci valoarea absolută sau modulul e același lucru. Da? Valoarea absolută sau modulul este egal același lucru. Și prima problemă este valoarea absolută a unui număr întreg este negativ. Fals. Niciodată. Fals. E totdeauna un număr pozitiv. Da? Valoarea absolută totdeauna un număr pozitiv. B. Numerele opuse au aceeași valoare absolută. Adică numere opuse, minus 7, Adi, și 7. Da. Au aceeași valoare absolută. Deci minus, modul din minus 7 egal cu 7. Iar modul din 7 egal cu 7. Da. În concluzie, e același rezultat. Deci modul din minus 7 egal cu 7. Egal cu modul din 7, da? Au aceeași valoare absolută. Deci, o numele opuse, am luat pe minus 7, dar luăm pe minus 2, pe minus 3, da? Minus 3 cu 3.
sau opusul lui 3 minus 3, în valoare absolută aceeași lucru. Reprezentați pe axa numerelor întregi, așa, reprezentați. 22, da? Pe o axă ce are ca unitate de măsură 1 cm, reprezentați punctele A și B astfel ales încât unul să aibă coordonata un număr pozitiv, celălalt să aibă coordonata un număr negativ. Distanța din cele două puncte să fie egală cu 5 cm. Toate deci, soluțiile. Toate variantele. Azi. Deci, uite, aici este 0, apoi 1, apoi 2, 3, 4, 5, 6, da? Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, da? Minus 6. Vreau să vedem toate variantele încât lungimea să fie de 5 a segmentului ăsta. Care ar fi? Da, una negativă și una pozitivă. Hai, adizi-l. Deci, păi negativ 2. Hai să luăm cu minus 1. Minus 1 și 1. A, păi minus 1 și 1, n-am 5. 5, trebuie. Minus 1 și 4. Deci 4 aici cu minus 1 fac 5, da? Deci A o să fie minus 1, iar B o să fie 4. AB, lungimea AB, da? Egal cu 5. O altă variantă. Păi, minus 2 și 3. A o să fie minus 2, iar B o să fie 3. Tot așa. AB este tot 5. Apoi AB. Păi ia să vedem. A o să fie... A o să fie minus 4. Minus 3. Că minus 3. 3, așa. Că luăm în ordine, da? Minus 3. 3. Și B-ul să fie 2. 2. AB tot 5. Da. Altă variantă. A o să fie... A o să fie minus 4. Da. Și B să fie 1. B 1. Distanța AB tot 5. Da. Apoi. A să fie 3 minus 5. Și B 0. 0. Că 0 poate fi socotit și negativ și pozitiv. Da. Da. Deci, nu dă pe asta, nu? Putem și inversul lor. Și inversul lor, sigur că schimbând pe A cu B, da. ca mărit. Puteți mai da? Fie și plus minus A, ca să fie aceeași lucru. Plus minus? Plus minus, am zis că poate să fie minus nu știu. Nu-ți dă nici niciun. Da. Tu ia să gândești la două numere simetrice. Nu. Opuse, opuse, da? Da? Adică minus 2. Cu 2. Cu 2. Da, nu. Da. Dă 4. De, nu dă 5. Dar inversul. Număr impar este. Din cauza asta nu avem șansa asta. Și zice, dacă punctele lor, dacă punctele le corespund numerele A și B mic, calculați modul de A plus modul de B. Deci dacă punctele, modul de A... Modul de A plus modul de B. Modul de minus 1 plus modul de 4, care dă 5. Exact. De fiecare dată va da. Exact așa. Și 23. Determinați toate numerele întregi X care derivă de la... Și 23 acum. Mai este până la 32, ai și 23. Adică. Este și 23, da. Determinați toate numerele întregi X care verifică relația. Deci modul cine X sunt acei X? Încât modul din X... Să fie egal cu 2. Egal cu 2. X din Z. Cine poate să fie? Adică. Eu n-aș tu cu X. Da. Ce x să pun eu încât să facă 2? Minus 2. Minus 2. Deci de aici x aparține mulțimii formate din minus 2. Și dacă mai ai încă un element? Minus 2 și... Ce să pun eu în loc de x încât să dea 2? 2. 2? Normal. Și minus și plus. Deci minus 2 și 2. Acum aici acum. La plus minus. Minus plus. La... Aici, da? Da, la B. Modul de x să fie 10. Modul din x egal cu 10. Cine poate fi x? Eu. X? Zi. X poate să fie minus 10 și 10. Minus 10 și 10. Adi, te mai întrebă încă alta. Da. Modul din x plus 5 să fie egal cu, cu 7. Atunci x cui aparține? Cine poate fi x? 3.
3 și cu 5? Și cu 5, 8, mai. Nu, 2. 2 și minus 2. Corect? Deci, practic trebuia să spun așa. În loc să dau în felul ăsta, însemna modul din x egal cu 2. Corect. Că scădeam un 5 din argument, modul x egal cu 2 înseamnă că x egal cu aparține mulțimii formate din minus 2 și 2. Adina, modul din 2x egal cu 4. Ce x voi pune? 2. Deci modul din 2x egal cu 4. 2 și minus 2. 2 și minus 2. Ca aici se facă, ce se facă? 4, da? Da. 2 ori 2 fac 4 și 2 ori minus 2 fac minus 4 și modul din minus 4 e 4. Deci, x aparține mulțimii formate din minus 2 și 2. Te rog să îmi spui, Adina, 4x, modul din 4x, este modul din 4x, da? Modul din 4x plus 1, modul din 4x plus 1, atenție, modul din 4x plus 1, să fie egal cu, nu, să las pe 1 deoparte, pentru început. Modul din 4x plus 1 să facă 13. Modul din 4x plus 1. Modul de 4x egal cu 13, adică ești, poate știi 13. Deci, modul din 4x să facă egal cu 13 minus 1, 12. De parcă x să fie cine? 3 și minus 3. 3 și minus 3, ca să facă 2. Deci 3 și minus 3. Deci pe modelul exercițiului de mai înainte, modul de x egal cu 2, așa, noi am extins un pic discuția. Da? Dar dacă aș spun așa, modul din 4x plus 1, modul din 4x plus 1, da, să facă egal cu, să spunem, 5. Ce va fi x? Să vedem dacă găsim vreun x care să se întâmple să facă modul. 1 și minus 1. De ce? 4 ori 1, 4 și cu 1 face 5. Da. Deci x egal cu 1. Odată și ai spus bine cu soluții. Și dacă mai avem și o altă variantă. Cu minus 1. Adică 4 ori minus 1 cât e? Minus 4 plus 1. Minus 4 plus 1. Minus 4 plus 1 face minus 3. Da. Și modul din minus 3 nu face 5. Face 3. Deci modul din minus 3 face 3. Încă o dată. El a spus că 1 și minus 1. Pe 1 l-a dat bine. Dacă îl ia pe x egal cu minus 1, nu mai e bine. Nu mai este bine. Mă, dar ce se ascunde aici? Ce minune s-a ascunde? 4x plus 5 să fie 5 sau să fie minus 5? Corect. Toată bucata asta să fie minus 5. Deci două variante sunt. 4x plus 1 egal cu 5 sau 4x plus 1, adică 5 întrebări, toată porțiunea de întrebare să fie minus 5. Modul nu urmează cu x. Faptul că dă răspunsul e 5, înseamnă că aici întrebarea să fie 5 sau minus 5. Nu? Dacă întrebarea e 5, e egalitate. Dacă întrebarea e minus 5, e egalitate. Și acum, de aici, 4x plus 1 egal cu 5 însemna 4x egal cu 4, adică x egal cu 1, exact ce ai spus tu. Da. Și deci dacă mă duc și să fac calculul, 4x plus 1 egal cu minus 5, înseamnă 4x egal cu minus 6, că scade un 1 din ambii membri. Corect. Da. Minus 5 minus 1 face minus 6, iar x egal cu minus 6, minus 6 supra 4, care simplifică și face minus 3 pe 2. Da? Nu mai este întreg. Deci minus 3 pe 2 nu mai este un număr întreg. Da, da, da. Să dați camera mai așa că nu vedeți. Da, 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 am înțeles. Am, nu prinde toată tabla. Ok. Bun. Deci, vreau să insist aici. Când spune că e egal cu asta, înseamnă că aici trebuie să fie ori 5 ori minus 5. Corect. Adică, dar minus 5 nu poate fi, că n-a dat un număr întreg. Și minus 5, varianta cu minus 5 nu mi-a dat un număr întreg, mi-a dat un număr fracționat. Dar există soluții, găsesc și fracțiile negative. Da.
Deci în mulțimea, noi lucrăm, de acum extindem mulțimea asta. A, o extindem. Da, da. Nu, nu se lucrează numai cu numele între ei și atât. Există 1 pe 2, există și minus 1 pe 2. Da, da. Nu, da. Nu s-a tot până acum, dar cât de repede ori să înveți și asta. Da. Dar noi... mai insist încă o dată la următorul lucru. Anume, adică modul din 7x plus 5, modul de 7x plus 5, să facă egal cu 12. Înseamnă ce? Zic. Stai o secundă. Înseamnă că bucata asta de aici poate să fie cât din interior? Să fie 12 da. Sau să fie minus 12? Corect. Deci echivalent, repede. Adică, când zic modul din x egal cu 7, x cât poate să fie? 7. 7 sau minus 7? Da. Deci x aparține mulțimii formate din 7 sau minus 7. Nu așa am vorbit? Da. Adică în loc de x pui ăsta sau minus ăsta. Da. La fel și aici. Faptul că am modul dintr-o șmecherie, indiferent ce șmecherie și expresie, o secundă în nebuna. 7 și... Înseamnă să fie 12 sau minus 12. Deci de aici se traduce cum? Două situații. 1. Asta vreau să scrieți. Că x egal cu 1. Nu, nu, nu. Eu traduc. Înseamnă că 7x plus 5 adică trebuie să fie 12. Sau, altă variantă, 7x plus 5 minus 12. Da. Și de aici, din prima, este că x egal cu 15 minus 7, 7, x egal cu 1, cum ai spus, 1, 7, 1, 7. Și din aceea ar fi că x egal cu minus 12 minus 5 minus 17, x egal cu minus 17, supra 7. Că nu mai este din Z. Deci nu mai este un număr întreg. Da? Asta am insistat eu să vă fac să înțelegeți. Mai departe ar fi modul de x egal cu minus 6. Ia să vedem, Adi. Modul din x egal cu minus 6. Ce părere? Că x este egal cu 6. Bun. Și pune x egal cu 6. Uite. Modul din 6. Este egal cu minus 6. Ei, da. Se poate vreodată? Când vreodată? Că modulul înseamnă să fie număr pozitiv tot timpul. Niciodată negativ. Niciodată modulul nu poate să fie un număr negativ. Atunci e minus 6. Pune minus 6. Modul din minus 6 face 6. Niciodată. Nu se poate. Nu se poate. Modulul niciodată. Observație, Adi, pentru tine și pentru toți. Observație. Modulul dintr-o șmecherie, cât o impun eu aici, totdeauna e mai mare egal decât 0. Totdeauna. Deci niciodată modulul nu e negativ. Aici am vrut să vă verifice. După ce v-a spus despre modul, nu știu ce, acolo, variantele, a vrut să dau eu un număr negativ ce face. Și acum încă una. Modul din 7x plus 9 plus modul din 4x plus 3 plus modul din 9x plus 2 egal cu minus 1. Adi. Deci, modul din 7x plus 9 plus modul din 4x plus 3 plus modul din 9x plus 2 egal cu minus 1. Păi niciodată nu se poate. De ce? Ăsta e mai mare egal decât 0. Da. Ăsta e mai mare egal decât 0. Și ăsta e mai mare egal decât 0. Da? Și niște numere pozitive adunate să facă un număr negativ? Niciodată. Imposibil. Imposibil. Iată ce am făcut acum. După ce a venit autorul cu păcărele asta, am venit eu cu una în care a spus mai mulți moduli adunați să facă un număr negativ. Imposibil. Imposibil. Da? Foarte important. Foarte important. Nu se poate așa ceva. Dar dacă aș fi avut așa, Adi, modul din... ăsta egal cu 0, Adi. Deci, asta egal cu 0. Da. Ce obliga pe în momentul ăsta? Cu o sumă de moduri să facă 0? Imposibil. Ca tot să fie 0. Nu e posibil, mai. Tot să fie 0. Poți să fie, îi obligă pe tot să fie 0. Da. Deci ăsta trebuie să fie, facă 0, că ăsta e mai mare sau egal cu 0. Da, corect. Ăsta e mai mare egal cu 0. Și atunci trebuie să fie tot 0. Tot să fie 0. Da. Deci de aici
de aici, când vedeți așa o sumă din modul egal cu 0, de fapt autorul ne spune că fiecare în parte, da? 7x plus 9, modulul ăsta egal cu 0, apoi modulul celălalt, 4x plus 3, egal cu 0, dar toată nu scrieți, mă. 4x plus 3, vedeți, nu scrieți, vă uitați la, o să vă uitați la filme și o să vedeți toată povestea asta. Și voi spune, nu scriem că doar nu vedem filmul. Da? Așa cum văd și alții, puteți vedea și voi. Egal cu 0 și modul din 9x plus 2 egal cu 0. Deci, fiecare egal cu 0. Și când un modul egal cu 0, apropo de asta? Când x e 0. Când șmecheria din interior este 0. Toată, că dacă x e 0, 7 ori 0, 0 plus 9 e 9, nu mai e 0. Dar toată șmecheria de acolo. Deci asta înseamnă echivalent cu 7x plus 9 să facă 0. Apoi șmecheria pentru celălalt modul, 4x plus 3, să facă 0. Și cealaltă șmecherie, 9x plus 2, să facă 0. Deci, asta înseamnă faptul că am dat această ecuație, pot să zic o ecuație, cu moduli. Și faptul că am zis că e, dacă zic că e egal cu minus 1, este imposibil. Dacă zic că e egal cu 0, posibil. De fapt, asta e posibil și oblig pe fiecare să fie 0 și asta înseamnă că fiecare din interior să facă 0. Dar 7x plus 9 poate să fie 0. Bine, domnul profesor a dat un exemplu așa. Nu, dar n-am zis, n-am zis x-ul e egal cu 0. Nu, 7x plus 9. Din 7x plus 9 egal cu 0 îmi dă un x, și anume minus 9 pe 7, x-ul care îl găsim. Din coace găsesc alt x, din coace, dacă aș fi același x, atunci problema ar fi avut soluție. Deci, faptul că este 0 toată expresia mă duce spre un x. Corect. Dincolo în alt x, dincolo în alt x, dacă era vorba de același x și am să pot lua un exemplu care să fie același x, în condițiile acelea am soluție. Da? Dar de ce am simplificat eu asta, Adi? Am plecat de la faptul că modulul este negativ niciodată. Deci nu este negativ niciodată. Este cel mult 0. Dar nu negativ. Și când e 0, când este 0? Când toată expresia din întrebare e 0. Deci, da. Da. Modulul este 0 când toată expresia, toată asta, e 0. Așadar, am aranjat o sumă de moduli egal cu un număr negativ imposibil, am aranjat egal cu 0 de imposibil asta, e obligat pe fiecare să fie 0. O sumă de numere este 0, pozitiv este 0, când fiecare este 0. Și mai avem modul de se aparține mulțimii 3, 4 și 5. Ia să vedem, modul din x aparține mulțimii. Modul de x aparține mulțimii 3, 4 și 5. Cine poate fi x? Deci, modul din x ar fi... Ne, deci, modul din x ar... modul din x aparține mulțimii 3, 4 și 5. Și 5. Cine poate fi x? Dacă modulul nu trebuie să răspundem de la cadre. Dacă modul este un element din mulțimea asta, el poate fi pe rând fie 3, fie 4, fie 5. Deci mergem prin varianta modul din x. Deci modul din x egal cu 3. Modul din x egal cu 3. Cât este x-ul? Atunci x-ul aparține cărei mulțime? 3. X aparține lui 3 și minus 3. 3 și minus 3. Are două variante, 3 și minus 3. Când luăm varianta modul din x egal cu 4, cât este adina x-ul? Este 3 și minus 4 și minus 4. 4 și respectiv minus 4. Când luăm varianta modul din x egal cu 5, atunci x-ul aparține mulțimii 5 și minus 5. În concluzie, despre varianta modul din x aparține acestei mulțimi, înseamnă de fapt că x-ul aparține mulțimii valorilor. 3 minus 3, 4 minus 4, 5 minus 5. A spune că modulul este unul din elementele acestea, e de parcă ar spune că x aparține mulțimii formate din elemente 3 minus 3, 4 minus 4. 5 și minus 5. Da? Da. Asta. Dacă spuneam modul din x, adică dacă spun modul din x, aparține mulțimii 2 și minus 5. Ce părere ai? 2,
x poate fi? X poate fi 2 și minus 2. Da. Și la minus 5 nu există. Imposibil. Imposibil. Și aici e o prostie să scriu așa ceva. Deci profesorul din mine e de 0 lei în clipa asta. Dacă a putut să scrie că modulul poate să fie un element negativ. Un element negativ. Dar am făcut-o în clipa asta pentru ca să atrag atenția că așa ceva nu e posibil de scris. Nu poate să fie un element în aceste mulțimi când în mulțime am un element negativ. Da? Deci așa ceva e o trăsnaie scrisă. Bun. 32, domnule. Ia să vedem. Determinați toate numerele întregi x care verifică relația. Modul de 2x minus 6 egal cu 0. Modul de 2x minus 6 este egal cu 0. Modul de 2x minus 6 egal cu 0. Acum te-a ghitat un profesor. 2x minus 6 poate fi. 2x minus 6 poate să fie 0 și 0. Sau minus 0. Zero. Tot acolo. O singură variantă. Deci de aici rezultă că 2x minus 6 egal cu 0. Adunăm un 6 în ambii membri. Da? Așa 2x egal cu 6 minus 6 fac 0. 2x egal cu 6. De unde rezultă x cât este? 2 ori cât fac 6? Păi cum 0? 2 ori cât fac 6? 3. Deci x sau x egal cu 3. Sau 6 pe 2 care e tot 3. Nu? 2 ori cât fac 6 sau x egal cu 6 împărțit la 2. Așa. La B. Modul de 3x minus 12 egal cu 0. Modul din 3x minus 12 egal cu 0. Păi 3x minus 12 egal cu 0. Înmulțim totul cu un 12. 3x minus 12 egal cu 0. Adunăm. Adunăm 12. Și 3x egal cu 12, de unde x este egal cu 4. X egal cu 4. Altă... Modul de 4x plus 20. Modul de 4x plus 20. Este egal cu minus 6. Egal cu minus 6. Ce părere ai de? S-ar depide la... Imposibil. 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 Cum să fie un modul egal cu un număr negativ? Dar dacă spunem egal cu 6, avea rost? Da. Avea rost. Modul de 3x minus 27 este egal cu 0. Egal cu 0, tot cu 0 ne încearcă. Păi atunci 3x minus 27 3x minus 27 nu are altă sansă. Adunăm în ambii membri cu 27. 3x trebuie să fie egal cu 27. X egal cu 9. Rezultă x egal cu 9. Adina, ai înțeles? Bine. 8, de la pagina 71. Da. Ordonați crescător numerele. A. Minus 5. Minus 5. 4. 4. Minus 2. Minus 2. 0. Și 0. Crescător. Crescător. Păi. De la cel mai mic la cel mai mare. Minus 2. Minus 5. Minus 5. E cea mai la stânga, da? Minus 2. Minus 5. Minus 5. E mai mic decât minus 2, dar e mai mic decât... Mai mic decât 0. Da. Și mai mic decât 4. Mai mic decât 4. Asta este. 7. 7. Minus 4. Minus 4. Minus 5. Minus 5. Și 1. Păi mai întâi minus 5. Da, minus 5. Foarte bine. Minus 4. Mai mic decât minus 4. Minus 4. Mai mic decât minus 1. Nu e minus 1, e 1. Așa, 1. 1. Și mai mic 7. Corect. Minus 43. Minus 43. Plus 34. Plus 34. Minus 34. Minus 34. 43. 43. Dacă 34 e tot 34. Păi, mai întâi, minus 43. Minus 43. Da. După aia, minus mai 34. Mic decât minus 34. Apoi, da. Mai mic decât minus 43. 43. Ba nu! Ba nu, 34. Ăla, 43. Păi. 43 sim. Nu, iubita, nu te-i 34. Mai mare decât plus 34. Mai mic, puiule. Așa, mai mic decât 34. După aia, mai mic decât 43. Mai mic 43. Exercițiul 9, de la pagina 71. Da. Ordonați descrescător numerele. Ce înseamnă descrescător? În ordine de la mare la mic.
9. Cel mai mare, urmă înapoi, da? 9 minus 4. Deci, numerele sunt 9 minus 4. Minus 10. Plus 5. Cât? Așteaptă, 0 și minus 1. 0 și minus 1. Mai întâi. Deci, 9 minus 4. 9 minus 4. Minus 10. Minus 10. Plus 5. 0 și minus 1. 0 și minus 1. De la cel mai mare porțiune. 9 e primul. Da. Mai mare decât 5. Deci mai mare decât 5. Mai mare decât 0. Mai mare decât 0. Mai mare decât minus 1. Minus 1, da. Mai mare decât minus 4. Minus 4. Mai mare decât minus 10. Mai mare decât minus 10. Da. 12 de la pagina 71. Ia să vedem. Completați pentru a obține propoziții adevărate. A. Cel mai mare număr negativ alcătuit din două cifre diferite este... Minus 98. Ba nu. Minus 10. Cel mai mare. Cel mai mare număr negativ alcătuit din două cifre diferite este... Minus 10. Cel mai mare număr negativ. Minus 10. Ia să vedem, Adi. Deci, vezi, ăsta e 0. Minus 1, minus 2, minus 3, vezi? Cel mai aproape de 0 e minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10, minus 11 și am zis cel mai apropiat de 0 din două cifre. Care este? Cel mai apropiat de 10. Minus 10. Nu. Minus 99, cam 98. Nu e cel mai mare. E unul cel mai mic. Din două. Din două este cel mai mic, 99, minus 99. Da. Da, e cel mai mic număr. Deci la A e minus 10. La B, cel mai mic număr întreg de 3 cifre este egal cu... Cel mai mic număr din 3 cifre, de zi la stânga. Cel mai mic număr din 3 cifre. Cel mai mic număr întreg de 3 cifre este egal cu... Dar nu știu ce de cifre diferite. Nu. Cel mai mic număr întreg de 3 cifre este egal cu... Facem 999. Minus 999. Minus 999, da. Important. Da? Minus 999. Minus 999 este aici. Da? Următorul după el ar fi minus 998. Apoi următorul ar fi minus 997, dar cel mai mic mai la stânga rămâne ăsta. Cel mai mic număr de 3 cifre. E cel mai mic. Nu zice diferite. Iar când mă duc aici Adi, m-am dus la 4 cifre, vine minus 1000. Și nu ne interesează. Și nu mă interesează din 4 cifre, mă interesează din 3 cifre. Ce? Cel mai mic număr întreg mai mare decât minus 5 este... Cel mai mic număr întreg, adică, fii atent, cel mai mic număr întreg... Mai mare decât minus 5. Dar să fii dincolo de minus 5. Deci cel mai mic număr întreg, da, care mai... să-l depășească pe minus 5. Păi minus 4, minus... Păi atât. Minus 4. E cel mai mare, dincolo de minus 5 sunt mulți. De, e cel mai mic număr, e cel mai mare număr întreg, care este mai mic decât minus 5, da? Da. Cel mai mic număr întreg, mai mare decât minus 5, aceeași? Da. Da. Deci cel mai mic număr întreg, mai mare decât minus 5. Bine. Și la D, cel mai mare număr întreg, mai mic decât minus 10. Deci cel mai mare, cel mai mic decât minus 10. Păi minus 10. Da. Cine e mai mic decât minus 10? Minus 11. Mai... Deci minus 11, da? Da. Cel mai mare număr 3. Mai mic decât minus... Deci lipit de minus 10, parcă. Corect. Primul vecin, mai. Ați înțeles? Primul vecin al lui minus 10, de după minus 10. E mai mic. Asta a fost toată tema. Dacă ai și tu la algebră? La algebră am, dar nu am pentru mine. Am la geometrie. A, bine. Hai să vedem la geometrie de pe care. Oprim lecția, domnul Cam? Da, cred că s-o făcut. Ca să mă duc la geometrie să fie... Clar. Я не могу сказать, что это